Echinocțiul de primăvară 20 martie 2021, o altă șansă. Anul nou astrologic începe cu echinocțiul de primăvară pe 20 martie 2021. Soarele intră în berbec, capătă putere și ne va încărca cu energie pe tot parcursul sezonului cald. Pentru mulți, aceasta va fi o zi energică, de formare a dorințelor și stabilirea unui program pentru viitor. Și merită să arătăm o conștientizare maximă pentru a ne forma adevăratele intenții. A sărbători această zi în mod festiv, a fi încărcați emoțional cu un puternic impuls de vitalitate, înseamnă a petrece productiv tot anul care vine. 20 martie va fi o zi semnificativă, este ziua începutului unui nou ciclu, când soarele trece în zodia berbec și începe noul său marș de-a lungul zodiacului, ziua echinocțiului vernal. De obicei, o astfel de tranziție a soarelui prin gradul 0 se simte imediat la nivelul energiei, în special în rândul persoanelor cu semne de foc, berbec, leu și săgetător. Da, iar noi toți în timpul zilei vom simți un val de forță, dorința de a face noi planuri, de a obține emoții pozitive. Primul impuls solar atunci când intră în semnul exaltării noastre va fi întotdeauna foarte puternic. Inspiră o viață nouă tuturor ființelor vii. Aducând urări în această zi, ne cam stabilim cantitatea de energie care va fi necesară pentru a ne realiza dorințele. Dar multe depind și de aspectele în care va fi soarele în această zi. Acest lucru evidențiază calitățile care vor fi necesare pentru noi în timpul noului ciclu astrologic, în timp ce soarele trece prin întregul cerc zodiacal. Dintre interacțiunile semnificative ale soarelui în această zi, se pot evidenția două aspecte principale, ambele armonioase, dar cu planete dificile. După ce a intrat în zodia berbec, soarele se îndreaptă imediat spre apropierea de Chiron și acest lucru vorbește despre importanța oricărei relații, capacitatea de a găsi o abordare a oamenilor și de a folosi metode extraordinare de interacțiune cu partenerii. Este important să învățăm să combinăm experiența și abilitățile din trecut cu noile cerințe ale societății, pentru a găsi metode unice de a merge spre succes. Aspectul Pluton vorbește despre importanța problemelor financiare, psihologice, profesionale și globale în viața noastră. Calități precum ingeniozitatea, puterea de voință, capacitatea de a ne susține, de a ne revigora pe noi și pe ceilalți vor fi foarte solicitate. Interesul pentru yoga, meditație, ocultism ne va ajuta să găsim echilibrul mental și fizic, să găsim răspunsuri la întrebări importante. De asemenea, aspectul conexiunii lunii cu nodul lunar ascendent în acel moment va fi remarcabil, ceea ce ne va permite să simțim în mod intuitiv direcția corectă, să ne adaptăm la evenimentele actuale, folosindu-le în avantajul nostru. Dezlănțuiți-vă creativitatea, implementați-vă ideile, acum tot ceea ce este nou și neobișnuit atrage atenția în primul rând. Chiar dacă nu sunteți în cea mai bună dispoziție chiar acum, petreceți în continuare această zi, 20 martie, pozitiv. Asigurați-vă că faceți cea mai prețuită dorință și imaginați-vă cum se împlinește deja, iar Universul vă va susține cu siguranță intențiile sincere. Prin tradiție, avem un an nou calendaristic. Începutul anului, conform calendarului estic, este în februarie. Acum, echinocțul de primăvară și după asta va fi un nou început de an al lui Saturn. Vom ajunge la anul lui Saturn. În primul rând, aceasta este o altă oportunitate de a ne revizui planurile, de a le ajusta mai degrabă decât de a crea un alt punct de plecare. La urma urmei, această zi este asociată cu trecerea soarelui în zodia berbec, care va da, fără îndoială, un impuls suplimentar oricărei afaceri. În al doilea rând, în mintea oamenilor există o înțelegere la nivelul convingerii că această zi este începutul unui nou ciclu. Prin urmare, dacă nu ați lucrat bine cu obiectivele și implementarea lor înainte, atunci iată o șansă de a reveni la zero și a începe din nou. Și acum despre tendința zilei, ce prevede această zi pentru viitor? Ce resurse există pentru noi în ceea ce privește așezarea planetelor pe cer în această zi? Un eveniment despre un aspect important al anului în careul Uranus-Saturn, care a început să convergă din ianuarie și se va încheia în august, pentru a converge din nou la sfârșitul anului. Prin urmare, încă nu putem respinge ideea reînnoirii, abandonării strategiilor vechi și nelucrătoare și a încorporării altora noi. Aspectele cheie vor fi armonioase, Marte trigon cu Saturn, Uranus sextil cu Mercur, Venus trigon cu Pluton, care va fi o adevărată descoperire pentru persoanele cu obiective. Pentru că exact acum vor putea direcționa această energie într-o resursă. În ciuda faptului că aspectele armonioase au în cea mai mare parte aspecte pozitive, cu toate acestea, ele se vor crea numai dacă ne concentrăm pe obiectivele noastre, dacă suntem gata să continuăm, chiar dacă nu a funcționat prima dată, chiar dacă rezultatul vizibil nu va fi în curând. Trigonul lui Marte cu Saturn dă putere tuturor celor mai dificile cazuri, în special celor al căror rezultat este undeva departe în perspectiva nemărginită. Uranus sextil cu Mercur este un aspect al ideilor și gândurilor strălucitoare, dar numai cu o analiză intenționată a situației în căutarea soluțiilor, ne așteaptă adevărate perspective. Din păcate, în această zi va fi dificil să descoperim accidental. Prin urmare, ne facem timp și prindem în mod intenționat.
Venus trigon cu Pluton este un aspect care deschide starea de o iubești pe regina așa, așa pierzi un milion. Și da, ați înțeles corect, nu pierdeți timpul pe fleacuri, nu fiți de acord cu mai puțin, chiar dacă trebuie să așteptați. La urma urmei, universul este o doamnă vicleană. Ea verifică întotdeauna nu numai eforturile noastre pentru atingerea obiectivului, ci și posibilitatea de a obține consimțământul de la noi pentru mai puțin decât se dorea inițial. Nu va fi dificil pentru ea să dea mai mult, dar dacă sunteți de acord cu mai puțin, atunci de ce să dea mai mult? După cum puteți vedea, acesta este un moment minunat pentru cei care au stabilit obiective mari pentru a-și schimba viața. Faceți-vă puțin timp în această zi pentru a vă atinge obiectivele. Faceți un angajament inteligent asupra viitorului visurilor voastre. Acest lucru nu trebuie ratat. De data aceasta, echinocțiul cade aproape de prânz, când soarele este la zenit și un leu aprins se ridică din est, ceea ce creează o armonie a energiei solare a leului și a berbecului. Ne putem aștepta la multă căldură, la o vară lungă și însorită. Marte activ, împreună cu luna emoțională și îndrumătorul Rahu, sarcini karmice, dau un început puternic în multe programe și procese dinamice în atmosfera de afaceri a semnului Gemeni. Acest stelium luminos este sporit de aspecte pozitive cu Jupiter expansiv și Saturn strict în vărsătorul revoluționar. Asta înseamnă că se produc schimbări rapide și serioase în politică, economie, finanțe și mass media. Noile concepte de dezvoltare în diferite țări vor fi elaborate, ordinea mondială generală se va schimba. Dacă există o intenție și o oportunitate, este interesant pentru cei care doresc să ia parte activă pentru a schimba lumea în bine. Valorile tradiționale, Saturn, vor fi supuse corectării și extinderii interpretărilor, Jupiter, în conformitate cu valorile din era viitoare vărsătorului. Reînnoirile din perspectiva lumii vor fi inevitabile și necesare, altfel am trăit încă pe un pământ plat și ne-am închinat la idol de piatră. Armonia lui Mercur și Uranus sporește posibilitatea izbucnirilor creative, a dezvăluirilor și a descoperirilor originale. Oamenii cu profesii creative, artiști, scriitori, pictori, acum este timpul pentru inspirație înaltă, dezvăluirea talentelor, exprimare de sine productivă. Acordul energiei solare cu Pluton radical va permite mobilizarea forțelor, utilizarea resurselor voinței și determinării pentru a atinge scopurile. Formula, fă ceea ce trebuie cu răbdare și sârguință, va da cu siguranță un rezultat real. În același timp, este important să vă bazați pe experiența anterioară, să trageți concluziile corecte, dar să nu vă blocați în trecut. Iluzia mondială, bătută de anumite forțe, va începe să se disipeze în mod activ. Dar încercările disperate de a o păstra prin mijloace false de presă, umpluturi provocatoare și acțiuni vor continua. Iată, un test pentru conștiința noastră luminată. Testarea maturității spirituale, a capacității sufletului de a vedea starea reală a lucrurilor și ce se află în spatele ei. Credeți în visul și frumusețea care salvează lumea, în frumusețe și toată puterea cuceritoare a iubirii. Acest lucru este acum facilitat de conectarea frumuseței lui Venus cu Neptun visător, în pești senzuali. Este timpul să vă aruncați în elementul incitant al iubirii, înălțării și salvării sufletului. Iubirea trăită cu pasiune, cu inspirație, cu răpire, rămâne pentru totdeauna în sufletul omului. Echinocțiul aliniază bărbatul și femeia, logic și intuitiv, rațional și senzual într-o persoană. Un minunat echilibru de calități care dă o mare forță posibilităților de autorealizare, inclusiv în căsătorie. Mult noroc și nu uita să dați click pe butoane!